a vrut să scape de sărăcie și a avut curajul să acționeze în acest sens. Este vorba despre un tânăr de 18 ani din Republica Moldova, care și-a luat inima în dinți, bagajul în spinare și a înotat de-a lungul Prutului pentru a ajunge în România, să-și facă un trai mai bun. Aventura băiatului s-a încheiat însă repede. Pe raza localității de frontieră Frumușița, în apropierea digului de protecție al râului Prut, unde polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Foltești l-au reținut pentru intrarea ilegală în România. Polițiștii de frontieră efectuează acum cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de intrare în țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României, iar în baza acordurilor încheiate între România și Republica Moldova, tânărul a fost predat autorităților de graniță ale statului vecin.